Frank Baum, Viața și aventurile lui Moș Crăciun, Bătrânețea, capitolul 3, Ajutoarele lui Moș Crăciun. Cu toate acestea, civilizația a adus cu ea o invenție care i-a provocat nenumărate greutăți lui Moș Crăciun, până să descopere calea de a trece peste ele. Din fericire însă, aceasta a fost ultima încercare căreia a trebuit să-i facă față. Într-o seară de ajun, când unul din reni tocmai sărise pe vârful unui acoperiș, Moș Crăciun descoperi că hornul fusese construit mult mai îngust decât de obicei, n-avea însă timp de stat la gânduri, așa că își ținu respirația și se făcu cât mai mic posibil ca să coboare pe horn. Nu mai am mult și ajung, gândi el în timp ce continua să alunece în jos, numai că nu reuși să dea cu ochii de niciun șemineu și din aproape în aproape ajunse la capătul hornului care se înfunda într-o pivniță. Ce treabă ciudată, își zise în sinea lui, uimit peste măsură, dacă tot nu există niciun șemineu, atunci ce rost mai are hornul? Începu apoi să urce din nou, lucru care îi se păru tare anevoios, din pricina spațiului atât de îngust. Cum urca el, observă o țeavă ce ieșea dintr-o parte a hornului, dar nu putu să-și dea seama la ce servea. În cele din urmă ajunse din nou pe acoperiș și spuse, degeaba am coborât pe horn, pentru că n-am găsit niciun șemineu de intrare în casă. Tare mă tem că trebuie să-i las fără jucării pe copiii care locuiesc aici în casă. Plecară mai departe, dar în curând ajunseră din nou la o casă cu horn îngust. Asta îl făcu pe Moș Crăciun să scuture nesigur din cap, dar cu toate astea încercă și hornul acesta și descoperi că era exact la fel ca și celălalt. În plus, când încercase să iasă pe acoperiș, aproape că se înțepeni în spațiul îngust, rupându-și haina, cu toate că noaptea aceea mai trecu pe la câteva coșuri de acest fel, nu se mai aventură să coboare pe ele. Oare ce-o fi în mintea oamenilor ăștia când construiesc asemenea coșuri inutile? Exclamă Moș Crăciun. În toți acești ani cât am călătorit cu renii mei, nu am mai văzut un asemenea lucru. Așa și stăteau lucrurile, numai că Moș Crăciun nu descoperise că între timp fuseseră inventate sobele cu gaz, care aveau acum un mare succes. Când află despre ce era vorba, se întrebă cum de putuseră constructorii acelor case să aibă atât de puțin respect pentru el, că se știa prea bine că moșul avea obiceiul să coboare pe hornuri și să intre în case prin șemineu. Probabil că oamenii care construiseră casele acelea trecuseră de perioada când îndrăgiseră jucăriile și acum prea puțin le păsa dacă moșul se oprea sau nu pe la copiii lor. Oricare ar fi fost explicația, bieții copii erau obligați acum să poarte povara mâhnirii și dezamăgirii. Anul următor, Moș Crăciun dădu peste mai multe asemenea hornuri de modă nouă, care nu aveau niciun fel de șemineie, iar anul următor încă și mai multe. În cel de-al treilea an, hornurile acelea înguste deveniseră atât de numeroase, încât, la urmă, chiar îi rămăseseră câteva jucării pe care nu avusese cui să le dea. Chestiunea devenise acum atât de serioasă, încât începuse să-l preocupe de-a binelea, așa că se hotărâ să vorbească cu Kilter, Peter, Nutter și Whisk. Kilter știa deja despre ce era vorba, că cel alergase înaintea Crăciunului pe la toate casele să strângă bilețelele și scrisorile către Moș Crăciun pe care le scriseseră copiii și în care îi spuneau ce își doreau să găsească în cizmulițe sau în pomul de Crăciun, dar Kilter era un tovarăș tăcut și rare ori vorbea despre ceea ce vedea prin orașe și sate. Ceilalți au fost cât se poate de indignați. Oamenii ăștia se poartă de parcă nu vor să-și vadă copiii fericiți, spuse inimosul Peter cu o voce vizibil iritată. Ce idee și la ei să țină pe din afară un așa prieten generos. Da, dar eu vreau cu orice preț să-i fac fericiți, chiar dacă părinții lor sunt sau nu de acord cu asta, răspunse Moș Crăciun. Cu ani buni în urmă, când am început să fac primele jucării, copiii erau cu mult mai neglijați de părinții lor decât sunt acum, așa că acum am învățat să nu pun la suflet părinții nesăbuiți sau egoiști și să mă gândesc doar la dorințele copiilor. Mare dreptate ai, stăpâne, spuse Nutter Rilul. Mulți dintre copii n-ar avea niciun prieten dacă și tu i-ai da uitării, așa că încearcă să-i faci fericiți. Atunci ar trebui să renunțăm să mai folosim coșurile și să ne transformăm mai degrabă în spărgători de case, ca să putem pătrunde cumva înăuntru,
spuse Zâna, Whisk râzând. Cum așa? Întrebă Moș Crăciun. Ei, cum așa? Pereții din cărămizi și tencuială sunt un nimic pentru Zâne. Eu una pot să trec prin ei oricând vreau eu. Iar Peter, Nutter și Kilter pot să facă la fel, nu-i așa, prieteni? Când trebuie să adun scrisorele de la copii, nu de puține ori trec prin ziduri, spuse Kilter, care deja vorbise prea mult, uimindu-i pe Peter și pe Nutter atât de tare încât ochii stăteau să le iasă din orbite. În concluzie, continuă Zâna, nu e decât să ne iei și pe noi cu tine în următoarea ta călătorie, iar când o să ajungem la vreuna din casele acelea cu sobe de gaze în loc de șeminee, atunci o să împărțim noi jucăriile, fără să mai fie nevoie să intri tu pe horn. Mi se pare un plan foarte bun, răspunse Moș Crăciun, extrem de încântat, că găsise o rezolvare la problema pe care o avea. La anul așa vom face. Și uite așa, la următorul ajun de Crăciun, Zâna, Spiridușul, Cnucul și Rilul au plecat toți în aceeași sanie cu stăpânul lor. Intrară fără nicio dificultate în casele noi, unde lăsară jucării pentru toți copiii ce locuiau acolo. Ajutorul dat de ei nu numai că-l scuti pe Moș Crăciun de efort, dar îi dădură gazul să-și facă treburile lui mai repede decât de obicei, așa încât grupul cel vesel se întoarse acasă fără nicio jucărie, cu mai bine de o oră înainte de revărsatul zorilor. Singura neplăcere a călătoriei fu aceea că năstrușnica de Whisk tot gâdi la Reni cu o pană lungă și asta doar ca să-i vadă cum săreau. Moșul fu nevoit să nu o scape din ochi nicio clipă și să o tragă de câteva ori de urechile lungi ca să o învețe minte cum să se poarte. În ansamblu însă călătoria se dovedi un adevărat succes, iar cei patru camarazi îl însoțesc și în ziua de azi pe Moș Crăciun în călătoriile sale din fiecare an, ajutându-l să-și împartă jucăriile. Indiferența părinților, care îl supăraseră atât de tare pe prea bunul sfânt, nu a ținut prea mult, iar Moș Crăciun descoperi curând că toți îl așteptau nerăbdător să le intre în case și să le lase cadouri copiilor lor. Prin urmare, ca să-și ușureze misiunea care devenea cu adevărat dificilă, bătrânul Moș Crăciun hotărâ să le ceară ajutorul părinților. Pregătiți-vă pomii de Crăciun pentru venirea mea, le spuse el, și atunci am să pot lăsa cadourile fără să zăbovesc prea mult, iar voi le puteți agăța în pom după plecarea mea. Altora le spunea, aveți grijă de ciorăpeii copiilor să fie agățați când ajung la voi și atunci eu o să-i pot umple cât ai clipi din ochi. Adesea, ori de câte ori părinții erau oameni cum se cade, Moș Crăciun nu făcea decât să lase pachetul cu cadouri, urmând ca ei să umple ciorăpeii după ce moșul se făcea nevăzut cu sania lui cu tot. Am să-i transform pe toți părinții iubitori în ajutoarele mele, strigă bătrânelul cel cum se cade, iar ei mă vor ajuta să-mi fac treaba. Căci în felul acesta câștig minute bune în care pot să vizitez și alți copii fără să neglijez pe nimeni. Pe lângă căratul pachetelor imense de jucării, bătrânul Moș Crăciun început să trimită mormane de jucării magazinelor pentru copii, așa încât părinții care doreau mai multe cadouri pentru copiii lor să le poată lua cu ușurință de acolo. Iar de se întâmpla vreodată ca bunul Moș Crăciun să uite de vreun copil în timpul călătoriei sale din fiecare an, părinții mergeau la magazinele cu jucării să ia câte le dorea inima ca să-i vadă fericiți și mulțumiți. Prietenul cu inimă de aur al tuturor copiilor hotărâse ca nu cumva vreun copil să tânjească după jucăriile sale atâta timp cât el putea să-i dăruiască una. Magazinele cu jucării se dovediră de folos și atunci când un copil se îmbolnăvea și avea nevoie de o jucărie cu care să se bine dispună. Uneori, cu ocazia zilelor de naștere, tații și mamele mergeau la magazinele cu jucării de unde le luau copiilor lor cadouri minunate în cinstea fericitului eveniment. În ciuda imensității acestei lumi, poate veți înțelege cum de reușește Moș Crăciun să împartă cadouri frumoase tuturor copiilor. Bătrânul nostru prieten e văzut din ce în ce mai rar în zilele noastre, dar asta nu pentru că s-ar ascunde, vă asigur de asta. Moș Crăciun a rămas același prieten iubitor al copiilor, acum ca și în vremurile de odinioară, când obișnuia să se joace și să se hârjonească cu ei, ori în șir. Dacă ar avea mai mult timp liber, sunt sigur că și acum i-ar plăcea să facă asta, dar vedeți voi, moșul e ocupat tot anul să facă jucării și se grăbește atât de tare
În singura noapte din an, când ne vizitează casele cu sacul de jucării în spate, că vine și pleacă precum fulgerul și aproape imposibil să-l zărești. Și cu toate că în zilele noastre sunt cu milioane și milioane de copii mai mulți decât odinioară, nimeni nu l-a auzit vreodată pe Moș Crăciun plângându-se din pricina asta. Cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine, strigă el râzând cât îl ține gura. Singura diferență e că degetele ajutoarelor sale trebuie să se miște cu și mai mare repeziciune de la an la an ca să împlinească dorințele tuturor micuților din lume. În toată lumea asta nimic nu e mai frumos decât un copil fericit, spune adesea prea bunul Moș Crăciun, iar dacă ar fi să ne luăm după el, toți copiii sunt frumoși, căci toți sunt fericiți.